Elevii moldoveni aduc tot mai multe medalii de la Olimpiadele Internaționale. 6 tineri au participat recent la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru juniori, care a avut loc în orașul Antalya din Turcia. Aceștia s-au întors cu 4 medalii de bronz, una de argint și o mențiune de onoare. Elevii spun că este o muncă enormă și ore de pregătiri în spate, dar efortul este compensat de mândria de a face cunoscut numele țării peste hotare. Daniel Tricolici este elev în clasa 9 la liceul Spiru Haret din Capitale. S-a întors de la Olimpiade cu medalie de argint. Daniel spune că a fost o concurență acerbă, pentru că la competiție s-au înscris 135 de tineri pasionați de cifre. Pentru prima privire a fost destul de complicat. De ce nu e complicat? Probleme se pură sau... Problemele în general. Adică aici deja este un nivel cum mai mare decât chiar și la Republicană, deoarece este deja un concurs internațional. Cum să nu ultima problemă, acea de combinatorică, care aproape nimeni n-a rezolvat. Și cam asta, că celelalte trei mi s-au părut destul de rezolvabile. Pasiunea pentru matematică s-a conturat în clasa 7-a, când a început să studieze matematica suplimentar. Eforturile i-au fost răsplătite prin locuri de frunte pe care le-a ocupat și la nivel național. Eu planific să continui acest drum și să particip în viitor și la celelalte concursuri de matematică. Va fi cu mult mai multă muncă deja, dar eu cred că mă voi descurca. O altă participantă la Olimpiada din Antalya este și Paulina Danu, la fel elevă la liceul Spiru Haret. A adus acasă medalia de bronz cu care se mândrește. Eu când am deschis prima dată foaia cu probleme, când am văzut că prima problemă este algebra, deodată mi-a venit ideea în cap și eram sigură că prima problemă o să o rezolv. Pe asta am văzut că a doua problemă e geometrie și la geometrie e un fel de punct slab pentru mine și am stat mai mult timp la geometrie, dar sigur că cea mai grea problemă a fost a patra problemă de combinatorică. Paulina a parcurs un drum lung. Încă din clasele primare face ore de matematică avansate, care au deschis calea spre concursurile naționale și ulterior cele internaționale. Cu toate că am avut gânduri să mă las de matematică, niciodată nu au fost destul de puternice ca chiar să las matematica. Și cu toate că sunt o persoană destul de emotivă și când iau mai puțin decât mă aștept, sunt descurajată, asta nu mă motivează să las totul altul. Alec Ciumeico a fost cel care i-a ghidat pe tineri pe tot parcursul competiției. Tânărul de 23 de ani spune că este și el olimpic la matematică. Da, mi-a plăcut foarte mult să mă aflu într-o comunitate cu oameni care au aceleași plăceri ca și mine, aceleași gânduri. Eu sunt mândru cu ei, mă mândresc, sunt bucuros. Cred că este cel mai bun rezultat din ultimii 5 ani la această olimpiadă, când a fost luat ultimul argint și chiar ne-am clasat pe locul 5 din 11 pe clasamentul țărilor oficiale participante. La cea de-a 28-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori au participat elevi din 22 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi.